Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Vă propun pentru o scurtă discuție un subiect, nu-mi dau seama cât de aproape e de fiecare dintre noi, dar mai știi. Deci, un caz interesant cu o rezervare la o cârciumă, unde clienții au fost obligați să plătească și meniurile celor care nu au mai venit la rezervarea respectivă. Din grupul și lor, nu? Din grupul lor, da. Da, și atenție, n-a fost vorba de vreo nuntă sau botez sau ceva de genul ăsta, unde se plătește un avans de obicei sau... Uneori... A fost o rezervare obișnuită, da, de... Erau și mulți. Un grup de 17 persoane, deci au făcut rezervarea și au venit doar 14. Și la final li s-a adus notă pentru 17 oameni. S-a întâmplat într-o cârciumă spaniolă, spaniolească, din Valencia. Povestea a provocat o furtună de comentarii, deci aparent e o practică din ce în ce mai des întâlnită în restaurantele spaniole să se ceară bani pentru rezervări. În România, știu că încă nu se întâmplă. Nu. Dar la... Adică nu. În afară evenimente. De botezuri, nu se întâmplă, nu? Poate și alt gen de evenimente de-astea. Da. Dar mi-e teamă că asta e adevărat. Dar cred că ăsta este viitorul. Adică în vara asta am fost surprins să mi se ceară bani înainte în Seul, în Coreea de Sud. În vacanță am stat câteva zile și când sunam să fac rezervări sau la rezervări făcute pe net pentru diverse cărciumi, trebuia să plătesc în avans. Fie toată consumația, adică ce mă gândeam să consum eu cu totul, să-mi aleg din meniu dinainte și să spun vreau să mănânc asta, asta și să plătesc, asta a fost chiar o surpriză. Și nu erau cine știe ce, că nu vă imaginați că erau cârciumi cu stele Michelin sau ceva de genul ăsta, erau niște cârciumi astea, fripturi. Sau să cumpăr un voucher și aveau vouchere de diferite sume, dar în principiu cel mai mic voucher era cam jumătate din ce te gândești să te duci să mănânci în mod obișnuit. Cred că mai cu seamă în orașele turistice au început să aibă probleme restaurantele, nu neapărat cu faptul că ea nu mai mănâncă ce au comandat sau cum e în cazul din Spania, ci cred că sunt foarte mulți turiști care fac multe rezervări, că acum e foarte la îndemână să faci rezervare față de cum era odată, când trebuia să-ți dai un pic interesul, să cauți un număr de telefon, făceai un minim efort. Acum intri pe net, îți place o cârciumă, din două clicuri ai făcut rezervare. Urmă vezi alta și știu eu cazuri. Hai mă, facem și acolo și acolo și ne mai gândim, dar măcar să le avem făcute. Tu ai tras țeapă vreodată? Am, la vreodată asta? N-am tras țeapă, am anulat rezervarea. Da, ai anunțat că anulezi. Da, din timp. Ai anulat? Da. Mie mi s-a întâmplat, eu am tras o țeapă involuntară. Anul trecut. Când am fost tot așa în Asia și după un zbor foarte lung, deci am făcut rezervare încă de la București, la o cârciumă foarte căutată, de asta, de vindea crab și nu știu ce. Și era foarte, foarte căutată. Și atunci, cu 3 săptămâni înainte, am făcut rezervare. Am confirmat de 2 ori, deci mi-au dat de 2 ori mail să le confirm. Le-am confirmat de 2 ori. Și am ajuns acolo, m-am așezat pe pat în hotel și am zis, hai că stau un pic. Fusese un zbor îngrozitor de lung, eram rupt de oboseală. Zic, stau un pic. Și m-am trezit liniștit la ore întregi. După aia am mai găsit 2 mail-uri de la oamenii ăia. Mi-a fost atât de rușine. Deci le-am tras țeapă fără să... Tu ai generat, practic, eu am generat, nu? Situația asta. Deși că vorbeam zile trecute, apropo de asta, cu prietenul nostru, Adi Hădean. Și am zis, bă, zic, uite, mi-au cerut bani înainte. Sunt cam ce neba, adică m-am simțit prost. Și el, cărciumar, a zis, zice, este foarte normal să se întâmple așa. Pentru că atunci când faci o rezervare, cărciumarul are deja în plan, știe cam ce va trebui să facă. Se pregătește, are un anumit număr de angajați, știi? Asta spune el. Eu care văd lucrurile din afară, mă gândesc, mă, oricum se duce lumea la cărciumă. Nu, nu e așa, mi-a spus. Și el ar fi de acord, dar mi-a zis, da. Cred, lui se pare foarte normal că atunci când faci o rezervare, să plătești și bani pentru asta. De unde... Mă gândesc că dacă vreți să vorbim pe acest subiect, să ne dați mesaje pe WhatsApp, mesaje audio 0728-3132 sau să ne sunați, mai ales dacă lucrați în Horeca. Deci dacă vreunul dintre voi, prieteni, lucrează în Horeca, chelner sau patron de restaurant, patron de business, de cărciumă, sunați-ne și spuneți-ne, e normal sau nu e normal atunci când faci rezervare la o cărciumă să plătești în avans o parte din ce vei consuma, sau chiar tot? Adică e o procedură care credeți că ar fi firească? Credeți că ăsta este viitorul? Și cu varianta a doua, adică dacă faci rezervare pentru 6 persoane și o vin decât 4, cărciuma ar trebui să te taxeze pentru cei care n-au mai venit? Că le-ai ocupat o masă de 6 oameni? Și aici cred că deja e mult.
Bine. Adică depinde de cârciumă. Dacă e vreo cârciumă super căutată, da, și poate permite să facă jocuri de-astea. Dacă nu, nu cred. Oamenii din Horeca dorm la ora asta, săracii. Da, cine știe, poate e vreunul pe frecvență. 0372069599. E normal sau nu e normal că atunci când faci o rezervare la cârciumă să plătești în avans și o parte din ce vei consuma? Oamenii sunt de acord să plătească un avans când fac o rezervare la un restaurant. Mi se pare de bun simț să fie așa, să fie oamenii siguri că onorezi rezervarea sau că faci o minimă consumație acolo. Hai să vedem ce spune Laura. Bună dimineața! Bună, Laura! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Sper că ne auzim bine. Da, da, binișor. Oare lucrezi în domeniu? Lucrezi în Horeca? Nu, deci noi vă sunăm din Australia, de fapt. Wow! Suntem pe drum, am făcut un road trip și ascultam la Europa FM, că la noi era ora 3:40 aici după amiaza. Ah, ce tare! Nu ne-am gândit că o să intrăm. Și primăvară. Ia spune, cum e în Australia cu rezervările astea? Aici lucrează așa, dacă un restaurant mai scump, mai bun, îți ia cardul, credit cardul, detaliile de la credit card, nu te taxează înainte niciun depozit, în schimb îți trimit e-mail-uri și dacă nu ai cancelat până în ultimele, nu știu, depinde de restaurant, 48 de ore sau 24, atunci ți-a plata integrală la cât ar fi fost consumația, ok? Dar cum știe, cum evaluează cât ar fi fost? Deci tu vrei să te duci... Da. Restaurantele astea au un anumit set price. Adică un restaurant care să-ți ia banii trebuie să fie un restaurant de, nu știu, să iau puțin 4 stele, mă gândesc, un fel de fine dining, da? Mm-hmm. Și atunci, pentru că sunt atât de mult doriți și asta și trebuie să aibă anumit catering pe persoane, personal și toate alea, atunci îți ia banii aia pe meniu, cât ar fi meniu. În schimb, dacă sunt alte restaurante mai comune și sunt busy și faci la un grup de 2 persoane până în 5 persoane, nu-ți ia niciun ban, pentru că au o grămadă de oameni walk-in, știi, care vin la restaurant. Da, da, trece pe lista neagră. Da, exact. Nu neapărat. Ei, Laura, mulțumim mai cu seamă că ai făcut efortul să ne suni din Australia, ne-ai bulversat așa la început. Ce tare, mulțumim. De emisiune astăzi. Salutare, băieți. Nu sunt, nu lucrez în Horeca, am un frate care e bucătar șef undeva în afară și este o miză extrem de importantă pentru business-ul respectiv să economisești cât mai mult la ingrediente și apoi și din perspectiva economiei alimentare. Cred că este normal să existe un sistem în care să se evite risipa. Acum, că plătești un avans, că plătești un voucher, că plătești integral, exact meniu, probabil că sunt mai multe variante și în funcție de specificul business-ului respectiv, poate fi ales o variantă sau alta. Dar cred că ar trebui să ne îndreptăm cumva în direcția asta. Eu spun o zi bună, oamenii... salutare. Da. Mulțumesc mult! Sunt de acord cu plata unui avans când faci o rezervare la un restaurant. Bună dimineața, Ovidiu! A închis Ovidiu. Hai să luăm pe Costel. Bună dimineața, Costel! Salut! Bună dimineața, dragii mei! Te rog, Costel! Eu cred că restaurantele care își permit o astfel de strategie au totuși un anumit standard. Uh-huh. Și în momentul în care dorești să accesezi servicii de un anumit standard, trebuie totuși să respecti anumite reguli. Eu nu lucrez în Horeca, eu lucrez în oferirea de servicii medicale și pentru noi ar putea fi foarte frustrant ca pacienții să-și facă programări și după aceea să ne trezim că ne uităm pe perete așteptându-i să vină la o programare pe care nici măcar n-au anulat-o. Deci crezi că ar trebui mai și în sistemul medical să fie plătit înainte? Spun că te referi la sistemul medical privat? Nu la asta mă refer. La faptul că într-un sistem privat, într-o clinică care este foarte accesată și foarte ocupată, gândiți-vă că dacă un pacient pe zi nu vine la programare într-o lună, se pierd foarte mulți bani. Locul acela este ocupat abuziv de un pacient care nu și-a respectat programarea și care ar fi fost
ar fi putut fi ocupată de un cu totul alt pacient. Mulțumesc, foarte interesantă observație, Costel, mulțumesc. Da, să revenim la restaurante. Că avem fel de fel de situații de la ascultătorii noștri, dar le vom afla... Noi plecăm mesajul. Cu prima ocazie. Este... Eu i-aș spune să plătească și pe cei care dau like la servicii gastronomice pe Facebook. Noi am pățit cu un food truck, am anunțat sosirea la Oradea, am avut în două zile 12.000 de like-uri și la final 6 clienți. Deci sigur că da, orice rezervare trebuie plătită în avans. Mamă, astea sunt fascinante. Cât de frustrant trebuie să fie să-ți faci socoteala că... La atâtea like-uri, sigur, o să ai foarte mulți clienți și să sfârșești prin avea doar și așa. Se întâmplă și cu meeting-urile. Da. Veniți la meeting? Da, pe Facebook, toată lumea, veni la meeting, te duci acolo, nu-i nimeni. Hai să vedem ce vrea să ne spună și Ovidiu, că mai avem un minut. Bună dimineața, Ovidiu. Salut! Bună dimineața! Bună, Ovidiu! Ne auzim? Da, te rog. Da, bună dimineața! Sunt un proprietar de mică pensiune în Băile Felix. Mhm. Și ce vreau să vă zic, spune-te, da, sunt de acord să te iau un mic avans, măcar noi am încercat lucrul ăsta, eu sunt acolo împreună cu cumnatul meu și lumea percepe foarte urât, adică să-i cer eu avans ca ce? Ce ofer eu de avansul acela? Dom'le, nu. Bine, stai puțin, nimic, te referi, la, când zici pensiune, te referi doar la partea... de restaurant sau și la cazare? Că la cazare știu. Nu, la cazare. La nu cazare. Avem restaurant deocamdată, aha, dar la cazare. Uh-huh. Și atunci ni s-au întâmplat de multe ori ca să nu nici măcar să ne răspundă la telefon clienții. Sunăm în ziua în care trebuie să vină până în ora 12. Dom'le, mai vin, mai asta. Poate în ziua respectivă mai vine un client, mai sună altul. Pot să-i dau camera la altul, așa, cel puțin dacă nu mă sună până la prânz, camera rămâne goală, nu mai pot să dau niciunuia. Mulțumesc mult, Ovidiu, corect, și pentru intervenția ta. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.